Tu pe gură de Alexandru, nu te frig? Ce țară e asta acum? Ăsta de la SRAM e al ei sau e un alt sticker lipit peste gagica asta? Nu, care? L-am pus eu, mă, să-i acopăr gen țâțele. Nebunule. Ha! N-am mai văzut ăsta din liceu. Păi cine trebuie că mai bucolia că te buce? Vedeam să mai iau o gură. Bă, o gură? Hai și cu mașina. Asta sigur, două drepte. Prostii. Mi-a înghețat capul. Ce făcut este? Ha? Am văzut eu mult de FDR. Care mai vrea Red Bull, mă? Mai e o gură aici. Mai bagi o gură? Hai, bagă-l, că nu mai mult, dar tot o gata. Ha? Ha? Păi s-ar dacă vii, dar nu-mi place. Nu, te întrebam dacă... S-au pompat băieță, știa? Deci acum e alt trasă, nu? Da. Eugene, te bagi în fața mea? Oricum ăla ne... Uităm acum la o coborâre de la Mehedinți, pe traseu Blame Canada, trase de concurs. Ne aducem aminte de el, mai avem un pic și ieșim din carantină. Este un traseu de flow, e unul din cele 5 trasee de concurs și unul din multele trasee din zona. Bă, ce alunecă! Este un traseu cu niște jump-uri progresive. Mai multe jump-uri până la final, de la mici la mari. Ultimele două jump-uri fiind un gap și un dropuleț, destul de măricele, vorbim de 7 metri probabil, distanța. Nu știu, probabil că ăsta e al treilea jump, e un fel de road gap. Un traseu foarte frumos. Foarte frumos. Toate traseele din zonă sunt amenajate de... Deci nu sărim? Sunt întreținute de Alexandru Pofan. Pentru mai multe detalii puteți să verificați Trackforks-ul sau puteți să vă uitați pe pagina de Facebook Shaping the South sau filmările de pe YouTube, pe canalul PRR și nu numai. Eu zic că zona prinde contur, e din gen ce mai fain. Eu nu revin cu drag de fiecare dată, pentru că îmi plac trasele, îmi place mica comunitate de acolo și sunt mult de multe alte zone de descoperit. Mă bazez pe să-mi le arată. Enjoy and ride safe. Mai e un pic și se termină izolarea. Hai că mă doare curul pe lemn. Salut, Eugen, ce mai faci? Totul bine? Da, bine! O să bag piciorul, ce emoție am. Tu stai acolo. Frumos! Nu, Sammy! Hai pe trei! Bravo! Tire tap, frumos!
Stai să vină și restul, bă. Petrică, stai, bă. Fai. Nu mai e perfect de data asta. Ha? Acum este perfect. Da, da, chiar e mult mai perfect decât. Cât drit e, frate. Da. Bata, l-ai lasat de click. Da, am declipsat, m-am aterizat într-un picior. Serios? Hai să mai dăm o dată, îmi bat pula. Uuu, frumos. Și fii atent cât asta dă mare. E de aici până acolo. Mamă, ce mișto s-a dus. Roata spate vine aici. Îmi bat pula, pe omor cu două la. Dar nu e problema când ai tu. Eu nu împart așa ceva cu nimeni, mă confunzi. Hai să nu mai bată vântul. Bă, ce era să o pățesc? L-am pățut! Da! Bă, eu mâine dau două trasee și după aia stau doar pe ăsta. Poate, poate. Am aici. Da, aici să pun în sare. Până mă demoralizez de tot. 2 km în plus. Unde pula mea am aterizat? Nu, și care a fost faza? Ai sărit pe aici undeva. Ideea e că te-a mai aruncat un pic acolo și te-a aruncat de cură. Pompează! Bă, bravo! Bravo, bă! Și tu ai vita sa bună, dar îmi pasă un pic mai tare aici. Eu am frânat înainte, mă. Ce? El dădu mai puțin decât tine. Hai te pula. Săriși mai mult. Doar serios? Cu spatele unde mai abrupt, da. Și tu săriși exact unde e platul ăla. Da? Da. Am înțeles.
Maniana, fraților, hai să bem ceva în bag pula în ele de jumpuri. Pufi! Cine a făcut asta aici? Că uite, mergeți la cameră și ne auzim. Ha? Merge. Ha? Ești la o bere? Ai voie? Ai voie. Nu, acolo la 7:30 merge. La 7:30, da. La 7:30 sau la 7? Vorbi, vedeți. Până la 8, cred, până suntem 4 inși și stăm într-o singură cameră, până ne facem duș. Nu, că al tău e cu dead sentence, dușul ăla. Acum merge. Merge, sigur? M-am curetat dracu când am făcut dușul ăsta. M-am prins, curgea apă pe duș, din ăla, din boilă, din ceva. Și venea pe duș, așa fix, da, și nu știa de ce mă furnică degetele. Să ce pula. Am tăiat o cameră de bicicletă și am făcut garnitură. Serios? Prima oară că m-am pus tactul? Ce? Tactul a făcut-o? Da, eu, știu. Partea ta. Handyman. Da. Păi mergem la...